Dan Puric, actor al Teatrului Național din București, creatorul inspirat al unei școli de pantomimă cu spectacole cunoscute și aplaudate în toate colțurile lumii. Dan Puric, mărturisitor al credinței creștine, atât în conferințele sale, cât și în cărțile cu un real succes de public. Dar ce se află în spatele cuvintelor și în spatele gesturilor, am încercat să aflăm într-un scurt interviu acordat de domnia sa zilele trecute la Teatrul Național din București. În primul rând trebuie să vă mărturisesc că am două aceste dimensiuni, m-au surprins în timp. Odată că trebuie să fac teatru și mai ales în ultima perioadă că trebuie să scriu. Nu mi-am propus niciodată niciuna nici alta. Și atunci am fost surprins. Se zice că cel mai frumos lucru pe care ți-l face Dumnezeu este că te surprinde. Și atunci le consider un fel de daruri. Și am ascultat. Am încercat foarte mult în liceu, am făcut liceu de arte plastice, trebuia să devin pictor, pe urmă mi-a plăcut biologia, medicina. Am renunțat și în final am făcut teatru. Dar nu-l fac așa, cum zice francezul, așarne, adică chiar mă bucur că eu nu fac parte din lumea teatrală românească. N-am legătură cu ei. O am așa, din toate punctele de vedere. N-am nicio legătură, n-am concurență, n-am... Eu fac un fel de violon de angră. Și dacă îl fac, îl fac tot pe bază creștină. Bine, ei nu s-au prins, n-am înțeles că e chestie de capacitate, de organ. Compania de teatru a actorului Dan Puric este cunoscută peste tot în lume pentru extraordinarele sale spectacole în care gestul nu anulează cuvântul. Așadar, pentru actorul Dan Puric, pantomima este o tăcere încărcată de miez. Am avut un profesor eminent la Școala Populară de Artă, Traina Elenei, care mi-a zis, bă, băiete, teatru este susceptibil de la cuvânt până la gest, până la comportamentul acesta, cum să zic, performant, care poate să fie transmis de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Și atunci ideea aceasta a încoțit în mine și am început să lucrez asupra limbajului, care nu e pantomimă, este și pantomimă. Gordon Craig scria lui Hygacterian că secolul 21 va găsi un vehicul care să transporte mai rapid și mai onest gândurile și sentimentele noastre. Extraordinar! Deci un vehicul. Eu l-am găsit. Vehiculul acesta și care nu poate să aibă nume și bine că nu poate să aibă nume și știu că mi-a zis așa, când m-a văzut că am făcut primul număr de teatru din ăsta în vreo 5 minute, a zis, băi, tu fă că ăștia o să se prindă în vreo 25 de ani. Și în vreo 25 de ani critica a sezizat succesul la spectacol. N-a sezizat limbajul, că n-au aparat. Știți, când s-a dat bomba atomică în Japonia, știți cum au raportat japonezii împăratului? Majestate, e o bombă mare. Și atunci eu un teatru românesc, m-am uitat așa prin cronici, ei sunt judecat cu normele lor. Și atunci e o defazare atât de tare. Știți cum s-a făcut revoluția în transporturi? Nu când s-au făcut 300 de trăsuri noi, când a apărut mașina. Dar dacă n-ai concept pentru mașină, îmi aduc aminte un lucru care poate definește mai bine. Când eram cu Tujur la Mur în Germania, am jucat într-un castel și erau numai nobili germani. A fost o chestie extraordinară. Și la un moment dat a fost întrebat un scriitor, un mare scriitor din Germania, cum i s-a părut spectacolul. Și a spus, mă simt și eu ca indianul ăla din America de Nord pe care l-au luat americanii și l-au urcat brusc într-un tren. Și a mers indianul cu trenul, era un șef de trip, după care a zis, de aici nu mai merge trenul, trebuie să luăm cai, că e în fundătură. Și a zis, nu pot să merg, de ce? Aștept să ne vină sufletul. Așa și el cu Tujur la Mur. Este un lucru nemaipomenit. Apropierea lui Dan Puric de Dumnezeu înseamnă apropierea artistului de teatru creștin. Ce înseamnă pentru Dan Puric teatru creștin? Eu fac teatru creștin. Teatru creștin nu este teatru religios. Teatru religios este cel care ilustrează. De exemplu, fuga în Egipt, nașterea pruncului în Iezle. Aia are o anumită condiție. Teatru religios. Teatru creștin, lipă la micul de la YouTube, de la computer, de la desenele animate stupide și îl iei ușor povestindu-i. Un anumit gen de poveste. Și îl duci în incidența acelei taine. Atât. Restul face biserica. Atât. Așa am făcut Don Quixote, așa am făcut Sufletul Românesc, așa am făcut acum, cum să zic, În șir de mărgărite la Teatrul Național.
Deși cronicile spectacolului în Șirete Mărgărite nu au fost unele dintre cele mai favorabile, artistul Dan Puri crede că nimic nu e întâmplător. Sunt negative, dar sunt foarte bune, în sensul ăsta că e ca o foaie de turnesol. S-au chinuit mult vreo 25 de ani să schimbe structura și să se inhibe biserica. Și atunci, spectacolul fiind un spectacol românesc, e un basm, nu? Și având și matricea aceasta creștină, a iritat. Nu le-a convenit, chiar au folosit expresia că scena Teatrului Național a fost întinată de naționalism ortodox. Ca și cum condiția noastră naționalistă și ortodoxă devine din privilegiu și din dar Dumnezeu cu infirmitate. E bine să citească oamenii cronicile pentru că vor vedea, cum să zic, această specie care a fost foarte cultivat, care a dat în biserică, a dat în tradiție și acum s-au apucat de lucrul acesta. Ce este uluitor că lumea a venit așa, am avut 7 spectacole, 7.000 de spectatori. Este extraordinar cum acest popor nu ascultă, nu mai poate să fie, cum să zic, cineva m-a întrebat ce părere am despre acești critici. Eu am spus că îi înțeleg, e o formă, cum să spun, de existența lor. Eu cred că sunt nepoții celor care au luat palatul de iarnă al țarului. În ceea ce privește scrisul, a țâșnit dintr-o necesitate, dintr-o nevoie. Peste tot unde am apărut, am iritat. În teatru i-am deranjat că le-am spart puțin confortul acesta. Eu neavând legătură ca să sparg ceva, că eu nu sunt un revoluționar. Eu mărturisesc. Și dacă ați fost să mă gândesc, eu sunt un biet puric. Ce scandal uriaș și sublim a făcut Hristos este de-a dreptul Mântuitor. Că de atunci toți dușmanii lui urlă neîncetat. A fost un scandal teribil, domne, pentru că a scos această omenire din degradare, dar pe semne unora nu le convine. Știți cum îmi spunea mie Bibanul, Dumnezeu să ierte, dragă puric și viermi se iubesc, dar sunt urâți. A făcut oameni din noi. Și atunci, cum să zic, s-a rupt, pentru că pe semne vreau să fie așa până la capăt, până la sfârșit. Am scris dintr-un soi de, cum să spun, nevoie interioară. Nevoie interioară. Și ca atare, toate cărțile au fost, cum se numește așa, bestselleruri. Sunt totuși peste 350.000 de cărți vândute în 6-7 ani, aproape jumate de milion. Este ceva extraordinar, nu? Într-o perioadă în care nu se mai citește. Acum am scos și această carte, Dulci Labradorul meu, este jurnalul unui câine scris de un puric Dan, care e esențialmente tot o carte creștină. Pentru că ea vorbește de omul interior. Ea nu este explicit creștină. Ea este implicit. Pentru omul interior există celălalt. Astăzi nu mai există celălalt. Hristos ne-a învățat să avem grijă de aproapele nostru și de sinea noastră. Noi trebuie să mărturisim, să fim ancorați și de trecut. Părintele Stăniloae avea o expresie teribilă, spunea că neamul se constituie din privirea tatălui către fiul și invers, adică copilul, tatăl când privește în ochii copilului, vede generație viitoare, iar copilul când privește în ochii tatălui, vede strămoșii. Dacă vede laptopul, treaba lui. S-a încercat, s-a reușit în mare parte această dezbinare între generații, ea e mai veche. Prin 1965, Conrad Lorenz, marele etolog, a sezizat-o. Occidentul, noi fiind în ghetou comunist și tradiția noastră fiind ocultată de comunist sau folosită, instrumentalizată numai ideologic, vrând nevrând s-au întâmplat două lucruri. Naționalismul de tip comunist care fetișiza anumite lucruri și, doi, reacția noastră de a ne întoarce în mod intim, subteran și de catacombă către trecut. Iar Conrad Lorenz a sezizat următorul lucru. Dacă tai canalul cultural dintre generații, aproape că cel tânăr te urăște.
Pentru mine, Dan Puric, Ștefan cel Mare, are o valoare sufletească. Mihai Eminescu la fel. Pentru un puș de 18 ani, nu mai are niciun fel de valoare. Aici au făcut eforturi fantastice să distrugă. I-au scos din manual, i-au bajocurii prin reviste culturale, i-au relativizat. Pentru mine, mama este într-un singur fel. Pentru mine, țara este într-un singur fel. Țara este o certitudine. Eu m-am născut într-o țară și n-am de gând să mor într-o regiune. Noi trebuie să mergem înainte. Cu demnitatea te contaminezi. La finalul interviului nostru l-am întrebat pe Dan Puric ce înseamnă mâine într-o lume grăbită în care cei mai mulți se gândesc cu teamă la viitor. Mâine este un dar de la Dumnezeu. Nu m-am bales în capacitatea de a profeți. Pot să spun următorul lucru. E teribil ce a zis Sfântul Apostol Pavel. Am luptat, am luat cununa. N-a zis am luptat, am învins. Aia este treaba lui Dumnezeu. Noi trebuie să luptăm. Și atunci, mâine, eu voi lupta.